Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Doamnelor și domnilor, în această minunată zi, cum să deschide ușa? Stați o secundă, așa, gata. E ok? Noi, pompierii, vă dorim un cald la mulți ani, fericire și apărarea patriei. Mama! Costele! Dați-vă la o parte, doamnă, la o parte, dați-vă la o parte. Fugiți, fugiți, doamnă, repede. Dați-vă de Costele, bagă partea! Îmi cer scuze, am o alarmă. O bucurie nesăbuită văd pe ochii dumneavoastră. De ce? Ziua pompierilor. Sunteți emoționați. Am venit să văd și eu tehnica și... Și cum vi se pare? Învechită? Nu, nu. Nu? Cât de cât s-a adus la... Am apucat mai aproape de un nivel mai rezonabil. În cazul în care ați dat foc la casă, ați dori să vină femeie pompier sau bărbat pompier să vă stingă? A? Femeie? Da. Păi da, da. Dar nu prea sunt. Păi nu prea sunt. Lăsați că facem rost și vă aducem. Să rămân scumpă, doamnă. Vreau să vă iertați-mă cu micro. De ce v-ați făcut pompieriță? Este singura femeie din acest minunat cadru? Soțul dumneavoastră ce funcție? Unde lucrează? Tot același lucru. Tot pompieri? Da. Și când aveți incendiu, alarmă, plecați amândoi sau...? Fiecare pe specificul lui și pe locul lui de muncă. Dar sincer, ca bărbat, el a avut mai multe alarme noaptea decât dumneavoastră? Normal. Excuse me, where are you from? America. America, why, why, why? Okay. Arianna. Yeah. What's your name? Anne King. Anne King. My name is Jack Killian. Nice to meet you. My father is Donald Trump. Oh. Really? And you're standing on the street right here? This is my house. Well, lucky for you. You like my house? It's very beautiful, but it was a very unusual experience. Really? Yes. I don't know, no. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye. I'm Canadian. Why? Oh, why? I'm not US. I'm Canadian. Well, congratulations. Yeah, thank you. Bye-bye. Vi se pare un costum sexy? Costumul de pompier până se dezbracă, vă trece posta. Da, e foarte sexy. Noi pompieri, dumneavoastră e foarte... Noi pompieri, uitați un mic cadou din partea noastră de ziua pompierilor. Să-l utilizați dumneavoastră. Da, îmi aduc aminte că... Nu fumez. Acum 4 ani m-a sunat Anărescu când am făcut videoclipul ăla cu ard în flăcări. Mamă, și-a mars-o. Ați fost pompier? Da. Câți ani? 2 ani. 2 ani? Da. Și care a fost cel mai nenorocit incendiu la care ați participat? Combinatul... De la Reșița. De la Reșița. La Reșița. Și cu ce ați stins? Mașinile astea care le aveți și acum. Eu de obicei când am un incendiu, știți cu ce sting? Știți? Cu ce sting? Cu bere. Scuze, mă mănâncă rău tulumba. Vreau să vă fac o știre de ultimă oră, sau poate nu v-ați dat seama. Deci banii alocați pompierilor au fost alocați în luna mai. De unde mi-am dat seama? Pentru că toate mașinile au fost înmatriculate în mai. Sorry! Okay. No. No picture. Ok. Câte incendii? Domnul purtător de cuvânt de la Poliția Capitalei. Să trăiți? Să trăiți. Noi pompieri întotdeauna am fost dați la o parte, ba din, cercul. Dumneavoastră ca și polițai, v-au luat mașini noi, v-au modernizat, v-au... Ne-au adus, nu ne-au luat. Ne-au adus. Ne-au modernizat. Da, bună. Fac un apel pentru toți cei care în această zi minunată vor să dea foc la case, să nu dați, că n-are cine să vină. Suntem aici. Să trăiți. Vă văd viitor prim-ministru. Doamna Arafat, să trăiți, cu respect. Din punctul dumneavoastră de vedere, credeți că aș fi imaginea pompierului român, așa cum arată acum? Eu cred că pompierul arată mult mai bine. Vreau să vă felicităm, dacă am banii mi-au șocat cu nou. Vreau să aveți un singur defect dumneavoastră. Care? Nu puteți fi corupt. La revedere. Mulțumesc. 2-10. Doamnelor și domnilor, un mesaj călduros pentru toți pompierii. Căldură maximă în apartamente la iarnă. Mulțumim. Mulțumesc mult. Doamnelor și domnilor, în premieră mondială vreau să vă arăt cum se taie o mașină.
în atenția celor care vor să spargă mașini. Cel mai nou aparat. Nu vă mai chinuiți, frate, cu șurubelițe, cu ciocane. Desea acest aparat. Lângă mine este asistentul meu, domnul? Pepenel Petrică. Serge Major, Pepenel Petrică. Eu sunt locotenent mai înalt ca tine. Chestia este cât se poate de simplă. Mi-aduc aminte când am fost în diverse intervenții. M-a rugat o doamnă, tot așa, era fierbinte, luase foc într-o noapte și m-a rugat să o sting. Așa, ce fac acum? Asta să ne țină cineva microfonul. Da? Ca să învățați să spargeți mașini sau... Da, să învățăm să spargem mașini. Filmați de puștul pentru că asta rămâne în istorie. Care aș vrea să-ți spargă el? Vreți să spargeți geamul? Da. Vă ține cu lateral, deci nu cu ciocul. Cu lateralul. Aici? Cu lateral. Să nu-mi sară, am lentile. Nu, dintr-o parte, dintr-o parte. Așa. Iaaa! Mai tare. Îmi cer scuze. Hai să încercăm. Nu, lăsați-mă pe mine. E datica a mea. Doamnelor și domnilor, numai momente emoționante în această zi, iată din partea domnului general. Locotenent colonel deocamdată, Popa. Eu sunt caporal șef, da? Plutonier major. Deci domnului Cătălin Dezbrăcatu, diploma de merit. Așa? Domnului Puștiu, că a avut curajul să-l însoțească. Da. Și domnilor Huidu și Găinușă în lipsă pentru că nu au venit. Pentru bebelușe? Una cu bebelușele, te rog, Vasile. Asta o să dea un coleg mai tânăr, pentru că dacă mă vede soția că dau diplome la bebelușe, o să zică că m-am îngrășat. Ce nu-mi place la uniforma dumneavoastră? Este haina foarte lungă și nu se vede tulumba. La revedere. Vă mulțumesc. O să vă rog să rămâneți să dau diplome. Domnilor și domnilor, n-am, nu le-am luat eu! Nu le-am luat eu! Piva! Ne vedem săptămâna viitoare!